Bine v-am găsit! În această emisiune ne adresăm tuturor antreprenorilor, tuturor managerilor care vor să aibă afaceri de succes. Știm bine că o activitate importantă pentru creșterea notorietății unui brand sau a unui produs este activitatea de promovare. Însă rămâne o provocare să ținem pasul cu toate instrumentele digitale avute la dispoziția noastră. Și pentru lămuriri în materie de promovare, azi discutăm cu Mircea Săplăcan, unul dintre cei mai apreciați experți de marketing digital și business din România. Bine ați venit în cadrul emisiunii de azi! Bine, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Bun, care sunt noile tendințe, Mircea, în crearea conținuturilor din mediul online pentru anul 2023? De ce anume trebuie să ținem cont? Da, în esență lucrurile sunt cam aceleași, adică cei care ne urmăresc vor să vadă informații utile, valoroase, lucruri care să îi treacă de la o etapă la alta. Adică, nu știu, până acum aveam o firmă care nu atragea clienți din online și deodată văd o informație de la mine din care află cum vor atrage astfel de clienți. Deci, ca esență, comunicarea rămâne la fel cumva pe zona aceasta de educare, de inspirație. Canalul de distribuție și formatul comunicării diferă și ce este în trend acum, zona aceasta de videouri scurte, videouri multe și scurte, se pare că nu mai avem așa capacitatea să stăm focusați, nu știu, un sfert de oră, 30 de minute sau o oră întreagă pe un film și ne este mai comod, mai ușor să asimilăm informația din videouri de 30 de secunde, de exemplu, sau până într-un minut. Mai contează și autenticitatea, să fii tu atunci când vorbești în fața camerei și să nu joci vreun personaj pe care ți-l imaginezi că ar fi de succes. Și mai important și entertainment-ul, partea de amuzament. Dacă ești în stare să, nu știu, să fii relaxat, să faci o glumă în timp ce vorbești, contează de asemenea enorm. În conectarea asta cu publicul, pentru că informațiile pe care le spunem el sunt deja pe internet și în social media și pe Google, însă prin șarmul nostru sau prin atitudinea pe care o avem, avem posibilitatea să le punem în valoare, să le facem să ajungă la public. Ok, bun. Și aceste conținuturi video ar trebui să aibă un anumit format, că am auzit și aceste discuții de landscape, square, adică pătrat, landscape sau portret. Avem și restricții în acest sens, nu restricții, dar aspecte de dorit ca să ținem cont de ele. Da. Cele mai multe, mă rog, cele mai populare platforme de acum promovează conținutul vertical ca și format și dincolo de acest format mai este importantă și calitatea înregistrării, calitatea filmării. De pildă, mulți pun accent pe video, pe partea aceasta de cum se vede, însă cei mai mulți care urmăresc din mașină sau din concedii conținutul sunt mai atrași de sunet, se pare. Adică sunetul e primordial și e important să fie de foarte bună calitate și după aceea partea de video. Și ce părere ai despre acest sfat pe care l-am citit recent, și anume să avem videouri mute, pentru că oamenii privesc aceste videoclipuri cât sunt pe drum, nu știu, metrou, la lucru, la restaurant poate, și nu vrei să deranjezi omul de lângă tine. Este și acest lucru un aspect de care trebuie să ținem cont? Nu le-aș face chiar mute. Aș înțelege că deranjezi într-adevăr dacă te trezești într-o sală de film și îți pornește automat un video și atunci e bine să te gândești la tipul acela de persoană sau dacă ești în metrou, de exemplu, nu vrei să deranjezi. Și atunci îți dai telefonul pe minim și video acela îl vezi în continuare și important este să adaugi o subtitrare. Și aici sunt programele prin care adaugi automat această subtitrare, dacă o vrei la un nivel, nu știu, de calitate medie plus, sau o faci manual în Premiere sau în ce are fiecare, dacă vrei să fie top, să... Da, deci recomand filmul cu subtitrare de dimensiune destul de clară, destul de mare, contrast bun pe zona asta, pentru că, într-adevăr, sunt destul de mulți cei care văd pe silent videourile. Da, și ai spus că, la început ai spus că
rămân cumva valabile sfaturile pe care le știm până acum despre cât de important este să postăm în mediul online, să fim activi în mediul online, să avem o poveste, să avem o identitate de brand. Sunt niște lucruri știute probabil de antreprenori și de manageri, însă ai spus că se modifică canalele digitale prin care comunicăm. La ce te referi aici când spui că se produc modificări în această parte, canalul de distribuție se modifică? Da. Uite, de pildă, în urmă cu 5 ani consideram că Facebook-ul este un canal important. Facebook și LinkedIn pentru business-ul nostru. Între timp, Instagram-ul a căpătat o amploare deosebită, o creștere fantastică și a venit din urmă TikTok-ul, care TikTok-ul se pare că ocupă tot, mă rog, ocupă un 46% din timpul pe care îl petrecem în social media. Adică dacă avem toate aplicațiile pe telefon, se pare că 46% din timp Îl dedicăm acolo. Și acesta este un studiu din România sau de unde ai acest procent? L-am căutat zilele trecute pentru un articol. Nu era din România. Uh-huh. Pot să-l pun la dispoziție după înregistrarea aceasta, dacă. Ok. Dacă nu, eram curioasă dacă utilizarea aplicației TikTok este totuși atât de masivă și în România, adică știu clar că este o aplicație extrem de populară, dar eram curioasă dacă e chiar 46% la noi în România, dar probabil încolo ne îndreptăm, pentru că și noi copiem cumva comportamentele de consum din afară. Uh-huh. Bun. Da. Se pare că TikTok-ul creează o adicție. Adică, și mai e un paradox la TikTok, că te întreb dacă sunt antreprenori sau sunt marketing manageri sau sunt și profesioniști pe TikTok. Și la prima intuiția spune că nu sunt acolo, că uite, acolo lumea se distrează, este despre altceva. Este pentru copii, eu așa înțeles prima dată, pentru copii, adolescenți, tineri, da. Dar de fapt majoritatea au conturi pe TikTok, cum au și pe Facebook, însă nu vorbesc despre asta. Adică este o aplicație în care intră, se distrează, însă nu preferă să nu vorbească despre faptul că și ei sunt activi pe TikTok. Dar sunt foarte mulți experți care vorbesc pe TikTok despre știința lor, activitatea lor, arta lor. Adică nu mai e atât de nișat TikTok-ul doar spre copii, tineret și divertisment. Adică au loc acolo și niște, se postează și filmulețe de coaching. Este oare acest lucru un pic periculos? Adică să găsești deja specialiști pe TikTok atât de accesibil? Este acesta un lucru bun? Da, dacă îl folosești în scopuri nobile, ai un obiectiv ecologic în spate, adică ceea ce faci acolo e bun pentru tine, pentru cel care te urmărește, da, 100% este bun. Dacă cauți să ai un alt tip de influență, să creezi de pildă o afiliere politică, sau să stârnești românii care au simțul acesta de naționalism în ei și vrei să crește acest fenomen ca să voteze sau să fie influențați într-o direcție X, atunci dar clar nu mai devine ecologic. Și încă există, da, înțeleg, da. Încă există oameni care sunt reticenți în ceea ce privește TikTok-ul. Pardon, și probabil și firme, antreprenori, manageri care nu își închipuie cum ar putea ei să aibă o imagine pe TikTok și poate nu rezonează cu ceea ce se întâmplă acolo. Ce sfaturi ai pentru ei? Este obligatoriu ca un brand să fie prezent acolo, chiar dacă nu rezonează cu TikTok-ul? Da, în perioada, mi se pare important să fie acolo, nu obligatoriu, important. Mi se pare TikTok un loc de joacă și pentru antreprenori și pentru o companie în care poți pune zeci, sute de mesaje, videouri, vezi cum reacționează publicul la ele și după ce ai, uite, un top 10 mesaje care au funcționat, după aceea poți investi mai departe în promovarea lor și pe TikTok, dar și pe Facebook, Instagram. Deci e cel mai bun loc în care poți să faci conținut rapid, fără să stai să oferi nu știu ce calitate de
editare video sau audio sau ceva Să de ai genul ăsta. nevoie de, să ai nevoie de abilități de montaj, de editare, poți să-ți faci tu filmulețul de la zero, așa este. Dar Da. Vreau să vorbim puțin și de inteligența artificială, pentru că vine peste noi și aș vrea să te întreb cum crezi că va fi afectată activitatea de promovare a firmelor prin această ascensiune a inteligenței artificiale. Eu sper că în bine. Am văzut două extreme cu inteligența artificială. Unii care folosesc util ChatGPT, de exemplu, și generează idei de conținut, generează mesaje, structuri de plan de comunicare, tot felul de lucruri utile, să zic. Și alții care folosesc ad literam ceea ce oferă ChatGPT, adică, uite, fac un conținut despre cum faci videoul pe TikTok, îl generez din ChatGPT, mă pun în fața teleprompterului și încep să-l citesc. Atunci mi se pare că riști să creezi mesaje comune, plictisitoare, fără reach, fără engagement, fără nimic, în momentul în care iei de-a gata tot ce îți oferă o inteligență artificială. Și acum cred că e momentul în care cei care sunt autentici se vor diferenția de cei care, nu știu, erau învățați în facultate să facă referate de pe internet, de exemplu. Am înțeles. Bun, deci să sperăm că va fi bine. Nu crezi că va putea înlocui jobul unui om de marketing? Va putea înlocui anumite task-uri cu certitudine. Noi deja folosim în fiecare zi, creăm mail-uri cu ChatGPT, tratăm obiecții, creăm knowledge base pentru serviciul de hosting, de exemplu. Toate răspunsurile pe care le avem în dreptul serviciului de hosting le generăm din ChatGPT și sunt mult mai profi decât le-am scrie noi vreodată. Dar nu riști să-ți pierzi din personalitate tu ca brand, ca și companie? Da, tu într-adevăr acum vorbești și din poziția de expert de marketing, dar și de owner al unei companii. Tu deții o agenție de marketing digital. Nu riști să-ți pierzi personalitatea tu ca business, ca brand? Dacă știi să folosești corect ChatGPT, adică să îl înveți tonul vocii tale înainte să scrie, poți crea un mesaj după chipul și asemănarea vocii tale. Poți să-i dai un text din care să învețe tipul de adresare pe care îl folosești. Am înțeles, bun. Și pentru că găsim multe campanii publicitare care duc spre un anumit site de comerț sau în funcție de ce activitate ai. Hai să vorbim mai mult despre comerț, pentru că foarte multe branduri își mută activitatea, își extind activitatea și în mediul online și au un website de comerț. Cum putem, ce înseamnă o experiență bună pe un site de comerț? Pentru că asta ne dorim, nu utilizatorul să revină și să aibă parte de o experiență bună. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă mai multe, dar primul gând pe care mi-apare este să organizezi produsele de așa natură încât să-i fie cât mai simplu celui care intră să le găsească. Hai să dau un exemplu de la EMAG. Au făcut o secțiune pentru pasionații de vinuri și în secțiunea respectivă au făcut o selecție de, cred că, vinuri premiate sau cele most wanted sticle de vin roșu. Și practic intri acolo și găsești, nu știu, cele mai dorite vinuri din România. Nu mai e nevoie să navighezi printre zeci, sute de podgori sau de producători. Și în felul acesta au ghidat clientul către, uite, cele mai reușite vinuri de aici și poți să faci o selecție și să le cumperi destul de rapid. Deci pasul 1 ar fi să îți organizezi oferta, produsele, cât mai atractiv, cât mai simplu pentru cel care intră pe magazin. Este un fel de merchandising din comerțul clasic aplicat în online. Da, dacă să fie cât mai intuitiv pentru consumator. Da, dacă tu știi că vinzi becuri, de exemplu, poate o caracteristică a becurilor este că sunt smart. Hai să fac un filtru cu becurile smart și să le scot în prim plan. Mai departe, hai să le organizez pe lumină caldă, lumină albă. Lumină caldă și albă. Da, cu da, lumină da, caldă da. Și... Ok. Rece, da. Da, să vezi care sunt acele criterii, care sunt,
care este suita de întrebări pe care o adresează un client în momentul în care cumpără și tu, practic, e nevoie să devii capabil ca încă din prima pagina magazinului să răspunzi printr-un sistem de filtrare la acele întrebări. Buget, preț, caracteristici și așa mai departe. Mai contează destul de mult timpul de încărcare al site-ului să se miște instant așa la o secundă, două, trei, dacă se poate. Contează să nu-i dai foarte multe lucruri de completat, să te poți loga prin Google sau prin Facebook. Vai, ce enervante sunt logările. De ce se ține atât de mult la această logare? Nu, deci nu știu parola nici de la Google, nici de la Facebook, adică durează foarte mult. Ține de... Să-mi fac un cont. Durează mult să-mi fac un cont și de regulă eu personal bifez că sunt un oaspete doar și lăsați-mă în pace cu contul pentru că nu vreau, deși știu că poate aș avea parte de beneficii dacă aș deveni clientul lor, de informații, de puncte și așa mai departe. Dar uite că este un pas unde poți să pierzi clientul dacă e ca mine clientul. Absolut, dacă îl pui să completeze multe câmpuri, îl pierzi destul de ușor și trebuie să revii după aceea cu mail, cu telefon să îl faci să... Ce mai contează, zona de recenzii destul de mult, e o chestiune pe care se pune accent, pentru că poate n-ai cumpărat, nu cumperi în fiecare zi, nu știu, aparate foto sau ce e nevoie și găsești totuși niște păreri acolo care e bine să fie cât mai reale și naturale. Aceste păreri ar trebui puse și în social media, de exemplu postate și expuse și acolo? Da, dacă inclusiv în anumite platforme de social media poți integra magazinul online, să ai produsele și în Facebook, de exemplu, ca așa este, da. Replică. Da. Nu prea avem prindem acest, și nu prea... Avem... Nu prea... A luat amploare acest comerț social, așa, pe rețelele sociale. Da, sunt multe de spus. Mai contează și cât de bine argumentezi produsul în magazinul online. Adică nu pui doar o poză, un titlu și o descriere scurtă. Te duci pe pagina producătorului și documentezi mai multe informații. De pildă că este ideal pentru grădină și casă. Are timp de durată de viață 5 ani. Și caut să faci o descriere ceva mai amplă, ceva mai comercială. Pentru că cineva care, nu știu, plătește peste 1000 de lei pe produsul X vrea să vadă tot felul de informații, nu doar o fișă tehnică, ci beneficiile pe care el le va primi după ce folosește produsul respectiv. Și multă lume ratează momentul ăsta. Pun fotografia de produs, titlu și o descriere scurtă și o fișă, un tabel cu caracteristici tehnice și uită de zona asta de context de utilizare. Exact, context de utilizare și beneficii pentru client. Am înțeles. Bun, și până să avem o imagine foarte bună în social media, ce anume trebuie să facem? Pentru că eu ca și firmă acum îmi deschid o pagină, da, pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe TikTok. Cum reușesc să atrag urmăritori fără campanii, adică trebuie să investesc în campanii publicitare ca să mi-atrag urmăritori și cumpărători implicit? Asta este cam singura soluție în afară de a invita toți prietenii pe care i-am în listă. Da. Cel mai interesant, adică primul lucru pe care l-aș face, mi-aș face un obicei săptămânal în care să fac conținut. Adică ai, nu știu, 2 ore sau 4 ore în fiecare săptămână, într-o zi de vineri, să zicem, în care faci conținut pentru platformele relevante, pentru LinkedIn, pentru TikTok, YouTube și așa mai departe. După ce îți instalezi un obicei de genul ăsta, vei putea rafina de la o săptămână la alta mesajele. Pentru că nu ești copywriter jet by jet, însă făcând asta periodic îți vei perfecționa skill-ul ăsta de a scrie și vezi și la ce reacționează. Păi da, ai spus că avem ChatGPT, nu avem nimic de perfecționat, Mircea. Iei o idee de la ChatGPT și îi dai propria ta amprentă. Pentru că tu nu vorbești ca un robot pe stradă, ai o doză de unicitate care merită reflectată și în social media. Da, deci, așa dacă iei cu copy-paste din ChatGPT și pui în social media, din punctul meu de vedere nu rezolvi. Adică te înveți cu apă rece. Da. Și dacă vorbim de aceste reclame care ne apar tot timpul când navigăm, ori pe Facebook, ori pe Instagram, apar niște reclame.
crezi că se pot cumva proteja consumatorii de aceste reclame inutile și irelevante, inclusiv pe YouTube? Suntem agasați de aceste reclame peste tot în mediul online. Da. Mă rog. În afară de a plăti varianta premium la, la YouTube, pentru că și asta este probabil o politică de a atrage cumpărători ai abonamentului premium. Dar pe Facebook și pe Instagram, ce anume putem să facem pe rețelele de socializare? Sincer, nu e domeniul meu de expertiză. Știu că există niște adblockere, niște extensii de Chrome sau de browser care blochează aceste reclame. Le-am testat eficiența în site-urile obișnuite, nu știu, site-urile de știri, de exemplu, care au multe reclame și, într-adevăr, nu mai vezi niciun banner. Bun. În social media n-am avut ocazia încă să testez, pentru că ce-i drept îmi petrec timpul creând conținut acolo, nu citind, și nu m-a deranjat lucrul ăsta. Și dacă totuși ai o companie care dorește să facă, să creeze o campanie de promovare, o campanie plătită prin aceste reclame pe Facebook sau pe Instagram, crezi că ele mai funcționează sau avem tot mai mulți oameni care deja sunt rezistenți la apariția acestor reclame și trec peste ele? Sunt aceste reclame eficiente în ultima vreme? Funcționează 100% dacă găsești o persoană sau o echipă capabilă să experimenteze pe o perioadă de, nu știu, 3-6 luni, diferite mesaje și diferite audiențe. E posibil să, nu știu, în primele săptămâni să nu găsești povestea de succes, să găsești acel mesaj cu care să stârnești atenția. Însă, uite, îl întreb pe ChatGPT, spune-mi 10 argumente prin care aș putea să-mi vând serviciile de web design. Și poți folosi acele 10 sau 20 de argumente să faci 20 de mesaje, 20 de bannere sau 20 de campanii. De asemenea, testezi pe mai multe audiențe în funcție de profesie, în funcție de vârstă, în funcție de localitate. La un moment dat, după ce investești / arunci câțiva bani timp de câteva luni, găsești niște zone în care lucrurile funcționează. Adică, deci stai puțin, Mircea, nu mai este suficient acest proces de segmentare pe care noi îl facem înainte de implementarea efectivă a strategiei de marketing. Nu mai ajunge această segmentare, trebuie să și testăm segmentele. Da, în mod cert, după ce segmentezi și faci o suită de mesaje, vei vedea că poate merge doar un mesaj, convertește, îți produce 2 lead-uri pe zi. Dar tu nu ai nevoie de 2, ai nevoie de 20. Și atunci te gândești cum să maximizezi povestea asta. Drept urmare, vei căuta alternative în jurul acelui mesaj. Hai să mai creezi și alte 2 campanii asemănătoare din același spectru. Nu știu, clientul interesat de timp de reacție. Și vorbind despre timp în alte 2 campanii și investezi mai mult, că inițial testezi mai puțin când faci testele acestea. Nu știu, poți să investești de ordinul sutelor de lei și ulterior, când vezi că lucrurile funcționează și ai ajuns la o investiție rentabilă, poți să multiplici investiția, să ajungi la, nu știu, mii de lei, mii de euro, zeci de mii de euro și așa mai departe. Am înțeles, dar dacă eu constat, după ce îmi testez segmentele de piață, că femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani sunt cele mai atrase de produsul meu. Asta este doar un criteriu, vârsta. Am dat doar un exemplu și eu, cu toate acestea, vreau prin produsul meu să țintesc tinerele până în 25 de ani, însă campania mea funcționează mai mult pe segmentul de 25-45. Eu ce fac? Adică eu nu pe ele am vrut să le țintesc. Îmi modific produsul? Îmi modific mesajul? Ce fac? Mm-hmm. Îți modifici mesajul, e nevoie să contextualizăm mesajul pe interesele unei tipe de 18-20 de ani sau cât are. Că în mod cert are alte preocupări decât una de 40 de ani. Da, am înțeles. Da. Poate are nevoie de, nu știu, te gândești că acum se merge de 1 mai în vama veche și poate că ai nevoie să pui în background un peisaj de ăsta la mare cu o umbrelă din vama veche și coincide cu interesul
studentului, să zic, sau studentei în cazul de față. Da. Deci sunt mici modificări care țin într-adevăr de priceperea omului de marketing și a graficianului, prin care se poate contextualiza și se poate identifica mai ușor genul acela de segment în reclama pe care ai făcut-o. Bun, deci produsul dictează mesajul și nu invers, în funcție de cum văd că reacționează piața mea, îmi aduc modificări la produs. Bine, și asta se poate face dacă vreau să-mi dezvolt produsul, probabil. Dar eu, dacă produsul sunt hotărât asupra produsului de bază, el îmi dictează mesajul. Deci, dacă suntem în situația în care avem produsul și vrem să-l vindem, funcționează probabil ce am spus eu adineaur, adică cele mai mari șanse să funcționeze. Dacă facem marketing de la A la Z și suntem într-o, nu știu, fabrică de ciocolată, atunci avem de mers mai întâi la consumator și aflăm nevoile și aspectele pe care le caută în mod deosebit, mergem în producție și creăm un produs în acord cu nevoile lui, inclusiv așa ambalaj, este, inclusiv gramaj și așa mai departe. Deci, da, am înțeles ce vrei să spui. În etapa de concepere, bineînțeles că eu mă duc în piață și de acolo depistez eu nevoia. Eu ziceam, după ce am făcut aceste lucruri și nu funcționează campania mea de comunicare și văd că nu ajunge nici cum la produsul meu publicul țintă, atunci m-am referit că atunci produsul dictează, dar am înțeles și ce ai vrut tu să subliniezi, pentru că da, există această eroare când spunem marketing, credem că ne rezumăm la rețelele de socializare și la niște reclame și atât. Marketingul de la A la Z înseamnă începem de la crearea produsului, așa este. Vreau să te întreb ce părere ai despre noile tendințe care se adoptă în campaniile de comunicare. Există niște subiecte, există niște, cum să zic, afinități vis-a-vis de niște subiecte ecologice, bio, de respect față de natură și așa mai departe. Cum știm că aceste mesaje sunt autentice? Cum putem să urmărim? Și da, exact, cum triem aceste mesaje de cele autentice de cele false? Da. Dacă suntem un cumpărător căruia chiar îi pasă, putem să citim instrucțiunile sau informațiile de pe etichetă. Așa, din reclamă, cred că sunt multe lucruri înșelătoare, adică inclusiv în zona de lactatelor și multe alte produse din supermarket, deși apare de eticheta bio, nu e nimic bio în spate. Uite, sincer, aici chiar este loc și de un canal de YouTube și de multă educație, de cineva care să vină și să facă diferența între uleiul bio și ăsta care nu este bio. Sau ceva care contribuie la mediu și ceva care nu contribuie la mediu. Au o amprentă de carbon mai mare sau mai mică. E un domeniu în care cred că e loc de foarte multă comunicare. Adică dacă ar veni un expert în zona asta, ar produce mult interes. Da, pentru că au apărut acești termeni, cum ar fi și greenwashing-ul, în care companiile doar pretindeau că sunt preocupate de mediu, dar de fapt nu aveau nicio practică în operațiunile pe care le aveau în companie care să favorizeze mediul înconjurător. Mm-hmm. Da, cred că e totuși incorrect așa să folosești verdele și bio ca mijloc de promovare, adică doar ca mijloc de promovare. Dacă ca să fii trendy. Da, ca să fii trendy, știi? Adică nu am căutat niciodată mesajul ăsta și nu m-a interesat și nici nu cred în companiile astea care pretind ceva și de fapt nu practică ceea ce spun. Da, nu m-a prins. Dar întrebarea ta este cum filtrăm. Cred că uitându-ne la tot așa la caracteristici, la etichetă, la specificații tehnice, să zic. Că altfel nu-mi dau seama. Da, companie. Putem să vizităm site-ul companiei, care este misiunea, viziunea companiei, să citim despre... Da, sau să vedem procesul de lucru. Poate au un video undeva în care prezintă de la... 5 pași prin care trec ei să facă acel produs și așa ne dăm seama că e sustenabil, eco-friendly.
Ok, și dacă tot vorbim de marketing societal, aș vrea să te întreb ce părere ai despre noile reglementări aduse în industria jocurilor de noroc și a pariurilor sportive. Acestea au fost limitate, reclamele TV au fost limitate, la fel și expunerea lor stradală. Ce părere ai? Ai lucrat cu asemenea firme? Care este părerea ta? Da, am avut ocazia să lucrăm cu asemenea firme și am refuzat în mod intenționat, pentru că personal nu consider că merită promovate genul acesta de domenii de activitate. Adică de ce să creezi o comunitate de oameni dependenți de jocuri de noroc? Nu găsesc răspuns la întrebarea asta. De ce să dezvolți o comunitate de alcoolici? De ce să îi faci pe oameni să aibă, nu știu, un sertar plin cu medicamente pentru toate părțile corpului? Sunt domenii în care sunt convins că se fac mulți bani, însă nu vreau să și fac... Și tu puteai să faci probabil mulți bani. Da, probabil. Dar nu vreau să contribui la genul acesta. Deci, poate că jocurile de noroc... Mă rog, mi-ar plăcea să se întâmple fără bani, nu știu, să se joace doar cu jetoane. Da. Da, adică efectiv să fie doar virtual beneficiu, nu și în partea materială. Deci încurajez genul acesta de modificări. Mă bucur că nu fac parte din promovarea acestor industrii. Bun, și că tot am adus în discuție reclamele TV și bannerele, afișele, mai sunt ele de impact, Mircea? Aceste canale tradiționale, de instrumente tradiționale de marketing, mai funcționează ele? Pentru că tot am vorbit de online, dar să nu uităm că așa a început marketingul, prin poștă, prin cataloage, mai sunt ele eficiente? Da, 100% sunt de impact în anumite segmente de public. Dacă te adresezi unui client de penny market, cel mai bun mijloc de informare pentru el va fi cutia poștală și nu internetul. Dacă vrei să vinzi semințe de cânepă, era să zic, de floarea soarelui, în mod cert afișele în centrul unei comune sau tot așa, în cutia poștală, sunt mai eficiente decât online. Deci ține foarte mult de publicul țintă. Eu cred că sunt toate eficiente. De asemenea, mail-ul este un mijloc de comunicare subestimat și prea puțin folosit față de câtă valoare ar putea să producă. Da, știi de ce? Probabil pentru că există acele spam-uri, acele e-mail-uri pe care noi nu le vrem de la firme fantomă, ca să zic așa. Da, eu cred că cineva care produce conținut valoros și, nu știu, trimite un newsletter săptămânal, să zic, sau lunar, dar este și util, valoros pentru public, câștigă foarte mult teren în întreținerea relației pe termen mediu-lung. Adică sunt abonat la tot felul de canale și din state și din alte țări în care de ani de zile nu-mi vine să mă dezabonez pentru că mai aflu lucruri interesante. Cred și în canalele tradiționale de comunicare. E posibil noi și cei care vorbim noi acum, noi doi plus cei care ne văd, să fim într-o bulă a internauților și pe lângă noi să fie un procent destul de mare care nu stau ca noi pe telefon, pe internet, au alte preocupări, să se preocupe de o cultură agricolă, să... Da, și nu au timp să stea pe telefon sau pe internet și atunci trebuie să ne întoarcem cu fața spre ei și să creăm mesaje și să le distribuim prin canale care le sunt accesibile lor. Absolut, absolut. Deci funcționează în continuare. Printul clar nu mai au aceeași anvergură, știi, nu mai au același impact. Deci ne orientăm în funcție de oameni, pentru că ei dictează până la urmă piața, clientul este regele. Întotdeauna și în funcție de el creăm și produsul și creăm și mesajul. Îți mulțumim frumos, îi mulțumim lui Mircea Asplăcan pentru intervenția de azi. Îți mulțumesc frumos și îți dorim mult succes pe mai departe. Îți mulțumesc și eu de discuție.
Dragi manageri și antreprenori, ați auzit, rămâneți cu ochii în patru, studiați întotdeauna inovațiile digitale și sfaturile actualizate venite din partea experților, iar telespectatorilor am un singur mesaj. Cum am spus, clientul este regele, noi dictăm piața, consumatorii, așadar, pe curând!